Dragilor, și muream dacă nu încercam ciocolata asta Dubai, o ciocolată fină, plină de savoare și de esență. Bineînțeles, am venit cu Ana Maria, care este adoră dulciurile, ce să mai? Mereu, le-am adorat mereu. Adoră dulciurile, dar în același timp este și la dietă, după cum se vede. Yeah. Și am venit să degust, bineînțeles, la o afacere locală, pe centru, la Black Cat, așa s-a întâmplat. Ei oferă la comercializare și produse de patiserie, bineînțeles că se știu și la dulciuri, și haideți să vedem cum este ciocolata aceasta Dubai. Ia să vedem. Deci după culoare, după structură, se vede că e ceva soft, ceva... Uite, Ana Maria, îți dau ție prima oară să degusti. Prima oară. Rupe, te rog. Să Bine. Nu se topească. Să se topească direct în gură. Au, au, au. Cât de fin. Foarte bun e. Extraordinar de bun. Uite, aș încearcă și tu. Și eu, care ultimul meu dulce a fost o pâine cu Nutella, ieri dimineață. Mamă, mamă, mamă. Fistic. Nu știu ce, dar e foarte bun. Da. Dumneavoastră ați preparat-o? Da, noi o facem. Foarte bună. Ciocolată belgiană, cremă de fistic și cataif. Și pastă de susan. Foarte bună. Așadar, dragilor, cât mai ține trendul, cât mai există în Sibiu această ciocolată, merită să o degustați. O să mai dau și la Ana Maria să deguste. Normal, normal. Știți vorba aia, dacă o femeie e fericită, toată lumea e fericită. Foarte bună. Se merită.